Duelul greilor din motorsportul românesc debutează vineri cu Raliul Brașovului, în prima etapă a campionatului național de raliuri. Scopul declarat al piloților Napoca Rally Academy este ca în acest an să obțină titlul pe echipe. Echipajele au plecat ieri spre Brașov, unde vor participa la sfârșitul săptămânii la prima etapă a campionatului național de raliuri în 2011. Cuplul Marco Tempestini Dorin Pulpea va concura la clasa 2, fosta grupa M4 pe un Peugeot 2007 S2000. Pilotul italian s-a arătat nerăbdător înaintea startului primei etape de campionat, însă și-a arătat îngrijorarea vis-a-vis de vremea capricioasă de sub dealul Tâmpa, unde au fost anunțate ploi și ninsori în acest sfârșit de săptămână. Este caracteristica din Brașov, niciodată nu știi care va fi vreme și putem să zicem că este micul Monte Carlo din România, nu pentru drumuri, că clar sunt foarte diferit, dar pentru condițiile cu care trebuie să ne înfruntăm. Dani Ungur și Tony Avram vor concura la clasa 19, fosta grupă K, pe un Subaru Impreza N15. Echipajul clujan va avea de înfruntat în acest an concurenți străini. Se va merge foarte tare, raliul totalizează numai 103 km de probă specială. Bogdan Marișca și Sebastian Ițu vor participa la clasa 3, fosta grupă N4 pe un Mitsubishi Lancer EVE 9. Însă din cauza unor probleme, cei doi ar putea să lipsească la Brașov. Vlad Cosma și Florin Dorca vor participa la clasa 6, fosta grupă A6 pe o mașină Citroen C2 R2. Raliul Brașovului va debuta vineri 8 aprilie și va avea 7 probe speciale, toate pe asfalt, care însumează peste